Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi suntem la cartofi, o parte dintre cartofi. Știți că aici, la grădina din câmp, unde avem și solarul, am pus așa o bucată de cartofi. Cât mai stăm noi pe aici, probabil vom mai face și ceva mâncare din acești cartofi. De aceea am pus câteva cuiburi așa și voi face o fertilizare cu Potato Steam. Mai întâi de toate, nu uita să lăsați și un like, a venit și Tomiță, vrea să iasă și el pe filmare. Nu uita să lăsați și un like, eventual să dați o distribuire, în felul acesta vor afla și alți grădinari și dacă au nevoie să facă o fertilizare la cartofi, vor ști ce să folosească. Este un produs foarte bun. La o pompă de 10 litri voi pune 100 de ml de Potato Steam. Iar pe parcursul acestui videoclip am să vă dau mai multe detalii despre acest fertilizant. Aici este de litri. Acest fertilizant îl găsiți pe www.semplus.ro. În descriere o să aveți și un link către acest produs. Săptămâna aceasta voi avea foarte multă treabă pentru că îl voi ajuta și pe vecinul să tăiem pomii, să tăiem salcâmii aceștia înalți. Îmi cam fac umbră la solar și am zis să-i tăiem. Este și vecinul de acord. Potato Steam este un biostimulator nemicrobian de tip PFC6 CMC1 conform regulamentului 1009/2019. Produsul se aplică la toate tipurile de plante deoarece conține concentrații optime de acizi organici, fosfor, potasiu și microelemente necesare creșterii și dezvoltării foliajului și a aparatului radicular al plantelor. Acizii humici și fulvici acționează la nivel celular, însă se comportă și ca o sursă de energie pentru microorganismele care se găsesc în mod natural în sol, acestea hrănindu-se cu microparticulele de carbon organic. Potato Steam poate fi folosit în agricultura biologică ca input organic conform regulamentului CE 848/2018. Modalitatea de aplicare pentru cartofi în câmp, foliar, 2 litri per hectar, în 200-400 de litri de apă. Produsul este foarte bun, noi l-am încercat și dă rezultate foarte bune, așa că dacă și dumneavoastră doriți să vă fertilizați cartofii și să aveți cartofi mari și frumoși și gustoși, nu ezitați să încercați acest produs. Thank you.
Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Sperăm să vă fie de ajutor și dumneavoastră. Nu uitați să lăsați un like la acest videoclip, să dați o distribuire, să afle și prietenii dumneavoastră, iar noi ne vedem la un nou videoclip. Iar dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și activați și clopoțelul, este total gratuit și în felul acesta nu pierdeți videoclipurile ce urmează să le postăm. La revedere!